Fiul bărbatului mort în accidentul de la Pasajul Unirii ajunge astăzi în România. Soția turistului grec decedat este acum internată în spital, iar rudele cer autorităților române să îi ajute să o transfere în Grecia. Între timp, ancheta în cazul accidentului petrecut în pasajul de la Unirea continuă. La 3 zile de la cumplitul accident de la Pasajul Unirii, fiul bărbatului decedat va ajunge în țară pentru a începe formalitățile de repatriere. Acesta a fost chemat de autoritățile române pentru a-l recunoaște pe bărbat. Familia victimei este și acum în stare de șoc. Sora bărbatului ucis în accidentul din Pasajul Unirii a spus că a vorbit cu cumnata ei cu puțin timp înainte de accident, când aceasta i-a spus că urmează să ajungă la hotel. Μερικά σε δευτερόλεπτα με χτυπάει. Βρίσκομαι σφινωμένη στην πλάτη του καθίσματος, με το κεφάλι μπροστά. Δεν μου είχε φράξει τον αεροκοκό και φώναζα «Βοήθεια, βοήθεια, δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και κάποια στιγμή, έτσι όπως είχαν φύγει οι λαμαρίνες από πάνω, βγάζω το χέρι μου και χτυπάω. Turistul grec, strivit de indicatorul de înălțime de la Pasajul Unirii, a lucrat mai mulți ani în România în construcții. De Crăciun voia să-i facă o surpriză soției lui cu o vacanță în țara noastră. În urma accidentului, femeia a fost și ea rănită, dar se află în stare stabilă la spital. Fiul acesteia dorește să o transfere la un spital din Grecia. 8 pasageri încă se află internați în spitalele din București. Medicii spun că starea lor de sănătate este una stabilă și vor putea în curând să se întoarcă acasă. Autocarul care a lovit limitatorul de înălțime de la Pasajul Unirii din capitală avea 47 de pasageri. Presa din Grecia spune că autocarul a pornit la drum cu 2 șoferi, dar unul a făcut toxi-infecție alimentară și a coborât la Salonic, iar celălalt șofer a condus singur timp de 16 ore. Șoferul grec a fost audiat de polițiștii de la Brigada Rutieră din București. El le-a spus acestora că nu a văzut indicatoarele de semnalizare care se aflau înaintea Pasajului Unirii și așa s-a produs accidentul. Anchetatorii vor strânge toate aceste detalii și cel mai probabil le vor trimite anchetatorilor greci, deoarece dosarul este posibil să fie preluat de justiția Elena.